Primul modul de cursuri pentru elevi se încheie vineri 27 octombrie, potrivit structurii anului școlar 2023-2024. Anul școlar va fi structurat în continuare în 5 module separate de vacanțe. În luna februarie, vacanța va fi mobilă, adică perioada va fi stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean. Vacanța de primăvară va include și sărbătoarea Paștelui, a decis Ministerul Educației. Vacanța de toamnă din anul școlar 2023-2024 are loc în perioada 28 octombrie-5 noiembrie. Al doilea modul de cursuri începe luni 6 noiembrie și durează până vineri 22 decembrie, adică ține 7 săptămâni. Ministerul Educației anunță că pentru actualul an școlar elevii vor beneficia de 5 vacanțe care vor fi structurate astfel: de sâmbătă 28 octombrie 2023 până duminică 5 noiembrie 2023, de sâmbătă 23 decembrie până duminică 7 ianuarie 2024, o săptămână la decizia inspectoratelor școlare județene al municipiului București, în perioada 12 februarie-3 martie 2024, de sâmbătă 27 aprilie 2024 până marți 7 mai 2024 și de sâmbătă 22 iunie 2024 până duminică 8 septembrie 2024. De asemenea, nu se vor face cursuri pe durata programelor școală altfel și săptămâna verde, care se vor derula în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare și a căror planificare se află la decizia fiecărei unități de învățământ.